Pentru o analiză personală postată pe o rețea de socializare, cunoscutul actor Claudiu s a evaluat arhitectura viitorului guvern care va conduce România. El și-a exprimat părerea de rău că în noul context de coaliție PNL va pierde miniștrii foarte buni, cum ar fi cei care dețin portofoliile la transporturi și fonduri europene. Ministrii respectivi provin din filialele PNL din Ardeal, astfel că succesul în alegerile generale nu va fi unul deplin Pe de altă parte, celebrul actor a avut cuvinte de laudă pentru alți trei ministri pe care îi consideră oameni de ispravă. Și tot datorită continuității și performanței, vreau să-mi exprim public susținerea și dorința ca trei profesioniști extraordinari să continue în guvern. Adrian Oroș, ministrul agriculturii, Bogdan Gheorghiu, ministrul culturii și Virgil Popescu, ministrul energiei energiei, fost ministru al economiei. Toți sunt oameni de toată isprava, au arătat competență și viziune, au arătat că știu ce să facă și cum să facă și nu pot decât să sper că vor putea să-și continue munca începută, a scris actorul Claudiu Blânț. Acesta consideră că actuala coaliție sub coordonarea Partidului Național Liberal trebuie să treacă la treabă cât mai grabnic în interesul românilor.